O problemă pe care am văzut-o la foarte multe servisuri la care am fost chiar și în vizită, inclusiv la servisul nostru și inclusiv la reprezentanțe de renume. Este o greșeală foarte comună, foarte neglijată și de cele mai multe ori luat la mișto. Când am terminat facultatea, am învățat foarte multe lucruri despre importanța cuplului de strângere în Newton metru. Poate că este mult spus toți mecanicii, dar 90% din mecanicii pe care dumneavoastră îi vedeți în servisuri nu respectă cuplurile de strângere. Fiecare componentă pe care o montezi pe mașină are un anumit cuplu de strângere, de la șurubul de la baia de ulei, care au 25 de Nm, la ambreiaj, când strânge șuruburile, la chiulasă, la distribuție, la rolantizatoare. Fiecare componentă de pe mașină, fiecare șurub de la componentele respective au un anumit cuplu de strângere. Cuplu de strângere pe care îl găsești în Autodata sau într-un manual de utilizare sau într-o schiță. Sunt foarte multe programe care lucrăm. De exemplu, în service lucrăm cu Autodata și cu Hines Pro. Și acolo găsești cam pentru tot ce vrei tu, nu chiar tot, dar în mare parte tot ce ai nevoie, vei găsi cupluri de strângere. De ce sunt importante? Dacă strângi prea mult, nu e bine. Pui prea mare presiune pe componente sau le strângi inegal. Dacă strângi prea puțin, ceea ce rar se întâmplă, riști să rămâi, nu știu, să se desfacă șuruburile. Am fost la curs de distribuții, unde spuneau foarte clar dacă a fost o eroare de fabricare la anumită rolă, nu știu, dau un exemplu. Dacă acolo a fost o eroare de fabricație și s-au gândit inginerii să mărească cuplul de strângere de la X la X plus 5, au mai adăugat încă 5 Nm, ca să se asigure că pe viitor e ok, sau cu 5 Nm mai puțin. Dacă se defectează ceva la distribuție și mecanicul nu a respectat cuplul de strângere, ea automat iese din garanție. Și asta o spun de la un curs de distribuții la care am participat, cu mai mulți mecanici și șef de service, manager de service, în sfârșit. Și tot la un astfel de curs, ni s-a prezentat importanța cuplului de strângere la roți. A fost un caz, nu în România, cred că în altă țară, nu mai țin minte toate detaliile, dar a fost un caz cu un Mercedes. Mecanicii, sau la vulcanizarea la care a fost, i-au strâns mult prea puternic prezoanele. S-a creat o fisură în jantă, ea fiind de aliaj de aluminiu, și când mașina a circulat pe autostradă, deci vă dați seama, viteze peste 120-130 de km pe oră, s-a spart janta și mașina respectivă a făcut accident. Sunt cazuri rare, dar există și se întâmplă din această tâmpenie pe care mecanicii nu o respectă, ba chiar li se pare amuzant. Eu când am venit în service, îmi strângeam la cuplu roțile, la Audi, chiar și la Subaru. Și când mă vedeau cu cheia dinamometrică în mână, începeau să râdă, ce faci bă cu aia, ce vrei să strângi, capacul de la frigider? De ce să nu le strâng exact cât am nevoie? La cam toate roțile, trebuie să strângi prezoanele undeva la 110-130 de Nm. Se specifică acolo în Autodata, dacă folosești prezoane vechi, sau le folosești mai multe ori, poți să strângi cu 10-20 de Nm mai mult, nu e nicio problemă. Dar când vine domnul mecanic și strânge prezoanele cu pistolul pe treapta maximă la vreo 180-200 de Nm, s-ar putea, dacă faci pană, cât de strânse sunt. Deci nu mi-e să fie că s-a de strânse. Ori să rup prezoanele, sau când vei să desfaci roțile, să rup prezoanele, sau să nu poți să desfaci roata. Fabricantul, pentru cei care aveți roți de rezervă, vă oferă și o cheie de roți cu care poți să desfaci prezoanele. Evident, acea cheie de roți a fost gândită să desfaci roata dacă a fost strânsă la cuplul pe care ți-l dă producătorul. Să vă dau câteva exemple de cupluri de strângere. La un Volkswagen Polo din 2002-2003 ai cuplu de strângere 90-100 Nm. La Audi A3 aveam 110-120 Nm. Roțile trebuie strânse la cuplu, în cazul mașinii mele 110 Nm. Asta dacă am prezoane noi. Eu având prezoane uzate deja, le pot strânge puțin mai tare. La Mercedes 63 AMG ai 140-150 de Nm, nu 200, nu 180. Au fost într-adevăr cazuri când s-a folosit cheia dinamometrică în service, când au strâns chiulasa, când s-a mai folosit pe la distribuții.
dar mulți mecanici nu le folosesc. Și bineînțeles sunt și multe alte greșeli pe care mecanicii le fac în continuare, cum ar fi să lase etrierele atârnate. Am fost la un curs de frână la fel. Era un lucru foarte clar. A nu se lăsa niciodată etrierele atârnate în conducte sau în furtun. Bineînțeles că am pus o poză pe Instagram, o vedeți acolo, cum era un service, atârnate etrierele. Când schimbi un disc de frână, trebuie curățat foarte bine, 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 bine acolo, pentru că dacă există impurități, vei simți în pedală o bătaie. Deci trebuie foarte multă atenție în service. Sunt foarte puțini mecanici care lucrează la standarde înalte și, din păcate, mecanicii ăia care sunt foarte buni, foarte experimentați, foarte inteligenți, cursați, mecanicii de obicei ori își fac afacerea lor, ori lucrează pe bani mulți, dar multe serviciuri nu își permit să plătească astfel de mecanici, ori pleacă în străinătate pe 3.000, 2.000, 4.000 de euro. Asta este realitatea. Din păcate, este criză la capitolul mecanici și nu doar în domeniul auto, este criză, cred că, peste tot în țara asta la forța de muncă. Nu ai cu cine munci. Vrei să-ți faci un service, vrei să-ți faci o afacere, ce faci? Îți faci un service cu 6 posturi și lucrezi tu singur? Nu ai mecanici. Avem anunț dat de, cred că de 2 ani de zile la firmă și au venit vreo 3-4 mecanici. Din 3-4 mecanici, unul nu putea să vină la muncă pentru că avea probleme cu alcoolul, fără să fiu răutăcios sau ironic, nu puteam să-l angajăm pentru că avea astfel de probleme. Altul a vrut să se angajeze la noi și bineînțeles că el în prima lui zi de probă venise un Volkswagen Passat și aveam de schimbat niște plăcuțe pe spate. Passatul are, după 2005 până în prezent, are frână de mână electrică cu etrierii acționați electric. Bineînțeles că domnul nostru în probă, mecanic, era direct cu șurubelnița în etrier, gata să-l strice și am spus: prietene, stai puțin că trebuie să îndepărtăm și noi etrierii. Ce faci aici? A, nu știam. Păi ai spus că ai experiență 10 ani. Ce experiență ai tu dacă tu nu știi să schimbi plăcuțele pe spate la un Passat din 2006? Nu ți-am spus să tragi tu etrierii. Nu trebuia să tragi tu etrierele. Trebuia să vii doar să întrebi. A tras cineva etrierele? Trage etrierele? Cine trage etrierele? Hai să tragem etrierele? Nimic. Era direct cu șurubelnița în etrier. Și din păcate sunt dezamăgit că văd astfel de greșeli care sunt destul de simple, mai ales pentru cei care spun sau pretind că au experiență. Nu s-a născut nimeni mecanic, sunt școli de mecanici, ba chiar cred că este o școală mai nouă de mecanici la Auto Total. Puteți să intrați cei care vreți să deveniți mecanici și sper să avem și noi în România forță de muncă de calitate, pentru că din păcate lipsește. Cei mai deștepți, cum spuneam, pleacă în afară, cei mai experimentați, cei mai buni. Și te trezești că îți faci un service în România și nu ai cu cine munci. Cuplul de strângere este foarte important. De-aia trebuie avute în service 3-4 chei neamometrice pe diferite plaje de cuplu de strângere. Sunt șurubele foarte mici, subțiri, fine. Trebuie strânse la 8 newton, la 12 newton, la 20 de newton metri. Dacă vine, dai cu cheia până poți și forțezi, poți să le rupi. Și nu doar la motor sau la transmisie. Și la roți. Mare atenție la prezoane. Mare atenție la vulcanizare. Când mergeți la o vulcanizare, să schimbați anvelopele, roțile. Neapărat specificat celor de acolo care lucrează la mașina ta să strângă la cuplu. Dacă ei nu știu cuplu, vă zic eu, 130-140 maxim. Deci 110-140 maxim. Dacă strângi la 110 Nm, la mulți li se pare că e puțin. Credeți-mă, am strâns roțile la Audi cu 120 de Nm, pentru că n-aveam prezoane noi. Îmi trebuia 110, le-am strâns la 120 și m-am dus pe autostradă cu 200 la oră. Nu se întâmplă nimic. Trebuie respectate cuplurile date de producător. Și sunt foarte multe de spus la capitolul greșeli în service, pe lângă perlele amuzante pe care le-am spus, câteva dintre ele. O să mai fac un astfel de episod să ne mai distrăm. Sper să se mai îndrepte puțin lucrurile și sper să vină pe viitor oameni dornici să muncească în acest domeniu, pentru că este nevoie. Dacă aveți și alte întrebări, avem rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.